ai avut mai multe probleme de sănătate. În 2011 ai declarat că ai intrat în comă din cauza unei ciroze care nu a fost cauzată de alcool și încă din 2015 lupți să ții sub control afecțiunile cardiace de care suferi. Ai 5 stenturi montate la inimă. Momentul pe care tu însuți l-ai numit o adevărată cumpănă este cel din 2019, când după o banală operație de apendicită în Turcia, medicii ți-au descoperit o tumoră la colon. Ai trecut prin experiența neplăcută a chimioterapiei și înțeleg că ai suferit în total numai puțin de 5 intervenții chirurgicale și abia după analizele efectuate la începutul acestui an, ești refăcut în totalitate. Despre această boală cu care ai luptat mai bine de un an și jumătate, ai spus așa și te citez: am văzut moartea cu ochii, am simțit că dacă voi avea un moment de slăbiciune, firul se va rupe, drept pentru care mi-am impus să fiu puternic. Trăiesc viața ca și cum mâine ar fi ultima zi. Urmează întrebarea. Îți este frică de moarte? Nu. Moartea este doar un pas către o altă etapă. Nu are de ce să-mi fie frică de moarte. Ea vine atunci când trebuie să vină, când divinitatea hotărăște acest lucru. Dacă până acum m-a ocolit, se datorează faptului că cineva acolo sus probabil că mă iubește și că dacă am trecut prin aceste experiențe pe care tu le-ai enumerat, a fost pentru că a trebuit să învăț mai multe din această experiență, să fiu mai dur, să fiu mai puternic. Enumerai niște lucruri acolo. Au fost 6 operații. Am făcut o operație extrem de grea, tip HIPEC, în care nu am făcut chimioterapie, așa cum ai spus tu. Mi s-a administrat un overdose tip chimioterapie, one shot, deci o singură dată introdusă această chimie în interior. Nu a fost un cancer la colon, a fost un cancer, o tumoare cancerigenă în spatele apendicului. S-a extirpat tot ce înseamnă colon de frică și din dorința de a nu se răspândi în zona abdominală. Și nu au fost 5, a fost 6, pentru că a mai fost operat anul acesta încă o dată. Tocmai pentru că existau niște mici suspiciuni legate de această parte. Și nu ți-a fost frică de moarte niciodată? Ba da, îți este frică. Nu pot să spun că nu îți este frică. Dar când îți este frică de moarte, te rogi. Este singurul lucru pe care poți să-l faci. Te rogi, te vii ambițios, spui că trebuie să reziști, că trebuie să trăiești și dacă cineva vrea acest lucru, vei reuși. Dar trebuie să fii extrem de pozitiv cu tine, cu propria persoană. Puternic. Și puternic. Dacă începi să te plângi, să te lărești și să te vaiți, nu vei reuși. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. Nu am legătură cu preoții, eu cred în Dumnezeul meu. Se întâmplă să fiu cu o femeie și îmi fac rugăciunea înainte de culcare și ea se uită ciudat la mine. Eu le spun că sunt credincios. Dincolo de această apropiere a ta de Dumnezeu, ești practicant de budism și cabala. Am citit mai degrabă că obișnuiai să porți o brățară roșie la încheietura mâinii, cu credința că te apără de rău. Ai povestit că unul dintre momentele în care te-ai apropiat cel mai mult de Dumnezeu a fost în timpul operațiilor pe care le-ai suferit. Te citez: atunci când stăteam în spital, am făcut un pact cu divinitatea, promițând ca orice om vulnerabil tot felul de lucruri și așa am depășit totul. Acum sunt în continuare în mâinile lui Dumnezeu și El va decide ce se va întâmpla cu mine. Urmează întrebarea roșie. Ce i-ai promis lui Dumnezeu pe patul de spital? Nu am făcut un pact nici cu Dumnezeu, nici cu diavolul. Am citit acele religii pe care le-ai enumerat pentru că am vrut să văd ce se întâmplă într-o altă religie. Dacă m-am regăsit în acele religii, am preluat anumite învățăminte și, pentru că spun asta pentru că vreau să lămuresc și aici niște aspecte și mi le-am însușit, dar asta nu înseamnă, multă lume m-a catalogat atunci când am spus că am studiat budism, ai zis, gata, ai trecut la budism sau la altceva. Nu, nu n-am renunțat la religia mea, dar am vrut să văd, să citesc din fiecare câte ce, să văd ce înseamnă acea religie și să văd dacă acolo e ceva care mă caracterizează pe mine. Și mi-am asumat. Da, port ceva roșu sau ceva albastru. Acesta este de la Dalai Lama.
pentru că cred în astfel de talismane. Am foarte multe brățări pe lângă brățările acestea, care sunt de la put, sunt niște brățări extrem de ieftine, dar pentru mine mai valoroase decât orice diamant, pentru că vin de la niște oameni, la niște locuri atât de sfinte și încărcate atât, cu atâta energie, încât eu cred în ele și mă încarcă pe mine cu acea energie. Ai spus că mama este cea care ți-a cultivat dragostea pentru bun gust, eleganță și stil. Și nu de puține ori, în interviurile pe care le-ai acordat, ai folosit doar termeni măguritori la adresa mamei. Ai povestit că este o femeie înaltă, slabă, cu dimensiuni de manechin, care poate purta orice, chiar și astăzi la o vârstă respectabilă. Ai crescut așadar cu imaginea femeii elegante în persoana mamei. Te citez: în urmă cu niște ani, când purta tocuri înalte, mama arăta fenomenal. Eleganța ei s-a reflectat și în alegerile mele vestimentare. Recent ai spus și ne-ai spus și nouă aici că mama este cea mai importantă persoană din viața ta, iar pentru ea rămâi și vei rămâne întotdeauna pe primul loc. Dovadă stă și faptul că știu că astăzi când vorbim, îți poartă de grijă exact atunci când erai doar un copil. Am aflat că îți pregătești și un anumit ceai, dincolo de aceste mâncăruri pe care ți le trimite la pachet, și mai știu ceva, că îți reamintește mereu să-ți plătești facturile. Da. Aș vrea să știu din ce punct de vedere îi semeni cel mai mult mamei tale. Urmează întrebarea: este mama idealul tău de femeie? Mama este femeia perfectă. Dar dintr-un punct de vedere al cuvântului ideal, nu. Adică? Este femeia perfectă pentru că mi-a dat viață, pentru că are grijă ta de mine, pentru da, că e mama mea și e firesc să spunem asta. Este, fizic este impecabilă și la vârsta pe care o are acum merge cu demnitate, cu atitudine, chiar dacă acum mai poartă tocuri, îmbrăcată foarte elegant, încă se mai întorc capete pe stradă după ea. Bine. Dacă aș ști cine este lumea, cred că ar întoarce și mai frumos. Dar este un etalon de frumusețe, dar nu de eleganță. De cu care ți-aș plăcut să trăiești. Aici nu pentru că aici este și de ce, pentru că este foarte severă și ține cont care foarte mult. Uite așa, nu, uite așa, ține cont la fiecare chestie și te toacă mărunt și este genul de femeie, știu, care te sună și spune unde ești, de ce n-ai venit acasă ca soț vorbind. Nu. Aici nu. Nu. Dar în rest, 99% o ador, o divinizez. Aha. Și extrapolând puțin, și cum trebuie să fie femeia dulce, să nu te întrebe de unde vii și unde pleci? Ei, acum știu că tu vrei să mă... Nu, nu neapărat, pentru că dacă există iubire, trebuie să... Dacă nu m-ar întreba, înseamnă că nu m-ar iubi și că nu îi pasă de mine. Și atunci era, nu-mi convine. Dar să fie permisivă puțin, să mă înțeleagă, nu? Femeia perfectă pentru mine este aceea care are simțul umorului, care știe să călătorească, care se bucure de orice și de chestii mici și de chestii mari, care este alături de mine la bine, la greu, care mă mângâie. Poate acum la vârsta mea și așa într-un mod fals pe cap seara și îmi spune noapte bună iubitule și pum, zice ei și ce, lasă-l în pace. Sau dimineața vine cu o cafea și mi-o servește elegant cu câteva... La pat, cu câteva cuvinte frumoase la pat. Chiar și false. Bine, Cătălin.